Dragilor, bine v-am regăsit la un nou episod al rubricii Cărți deschise pentru minți deschise în cadrul unei frumoase campanii desfășurată pe site-ul editurii Herald de vorbă cu femeia din tine, o perioadă în care celebrăm, omagiem femeia sub toate nuanțele și toate aspectele și din punct de vedere social și din punct de vedere antropologic, din punct de vedere psihologic, din punct de vedere emoțional, vorbim despre energii, despre energia feminină, despre energia masculină. Iar astăzi, alături de noi, o prietenă foarte, foarte dragă, Mihai Tatu, coach, trainer de comunicare. Îi mulțumim foarte mult pentru că a acceptat invitația de a vorbi despre ceea ce înseamnă. Femeia, ceea ce înseamnă femeia poate de-a lungul istoriei, ceea ce înseamnă femeia în zilele noastre, dacă femeia, cum vorbeam noi înainte de începerea acestui material, dacă femeia a plătit un preț al feminității în ultimii 30, 40, 50, 60 de ani, probabil de când a început mișcarea feministă, cum se simte femeia astăzi? cum se simte femeia în raport cu, cu bărbatul, în raport cu energia uh, masculină și uh, venim și cu o prezentare de carte, uh, am ales de data aceasta În apărarea drepturilor femei de Mary Wollstonecraft, o carte publicată în colecția Cogito a editurii Herald și care, așa cum spuneam, face parte din campania de vorbă cu femeia uh, din tine. La Tatu, cum putem defini eternul, i-aș putea spune, eternul feminin, principiul feminin și de ce mulți bărbați, când mă gândesc și la celebrul film cu Mel Gibson, ce își doresc femeile? Tot timpul se întreabă bărbații ce își doresc femeile. Ei, eu sunt convins că și femeile, poate că nu recunosc ele întotdeauna, dar și femeile se întreabă de multe ori, cum gândesc? Cum funcționează? Ce își doresc de la noi, de fapt, bărbați? În primul rând, bine te-am găsit. E politicos, cu toate că noi am început discuția cu vreo 10-20 de minute înainte de această întâlnire și era cât ce să facem această uh, întâlnire, care, care se numește emisiune, o facem înainte. Um, hai să o luăm pe rând, pentru că tu ai ridicat foarte multe subiecte la plasă și nu știu dacă ne ajunge timpul gândindu-mă la complexitatea subiectului. Când spui femeie, e, e ceva complex, dar nu complicat. Atenție! nu complicat, e, e complex pentru că e vorba despre emoție. Când spui femeie, spui auditiv și spui emoție, și atunci emoțiile sunt de toate naturile, da? Manifestarea energiei feminine, care de fapt este ceea ce cea care generează transformarea și inspiră, este foarte complexă. Tot ce este în jurul nostru, absolut tot, este manifestarea energiei feminine. Creație, creativitate, iubire, compasiune, tandrețe, gingășie, diplomație, echilibru pe care doar femeia poate să-l dea, răbdare, înțelegere și multe, multe. Când spui femeie, spui ceva foarte complex, însă nu e complicat. Pentru că femeia nu-și dorește, indiferent de vremurile în care trăim, nu-și dorește decât iubire, validarea constantă a iubirii și să se simtă în siguranță. Chiar dacă ea este stâlp al familiei din punct de vedere financiar, își va dori siguranță din partea bărbatului ei, care chiar dacă are o leafă mai mică, știe să fie bărbatul ce poate să o crotească atunci când îi este greu sau când vine obosită de la serviciu. pentru asta trebuie, exact, să o crotească, să o protejeze, însă pentru asta trebuie să îi se și permită bărbatului treaba asta. Mă întrebai, m am stat și m-am gândit uh, în timp ce tu povesteai că dacă mi-ai fi pus această întrebare în urmă cu 20-30 de ani, răspunsul meu ar fi fost altfel. Pentru că era vorba despre tinerețea aia, vâltoarea pe care uh, am simțit-o și care ne-a cuprins pe toți imediat după Revoluție, Mama, libertate. Ce faci cu ea dacă nu o înțelegi așa cum trebuie? N-ai ce face. Și hai să ne întoarcem puțin. Pentru că îți spuneam că eu nu sunt de acord. Este strict perspectiva mea, nici cu ceea ce trăia femeia în urmă cu 100 de ani, și nici cu ceea ce își dorește femeia în iluzia ei de putere, își dorește să trăiască acum. Nu, mi se pare în regulă. Pentru că în jurul meu sunt femei care trăiesc niște drame care plătesc, plătesc un preț dramatic și, și tragic, mai bine zis, pe social, pentru că rămân singure în, atunci când ar trebui să fie alături de partenerul lor de viață, rămân singure, uh, care plătesc un preț pe sănătate, pentru că din cauza stresului în care trăiesc, stres cu care corpul femeii nu este obișnuit la nivel de, de ADN, uh, au apărut tot felul de boli la vârste tot mai fragede, și pentru că ea, femeia, trăiește în acest stres, în primul rând, și și pentru că dă naștere unor copii concepuți într-o perioadă de stres. Sarcina purtată într-o perioadă de stres. Și când spun stres, nu e vorba despre grija zilei de mâine că cei pun pe masă. Pentru că, știu eu, cu asta se confruntau și părinții și bunicii noștri. Ci este vorba despre setea. Ne, ne, neconștientizată de putere și de foarte prost înțeleasă egalitate cu bărbatul. Când nu se face granița, adică granița este foarte fragilă și nu se face diferența între carierism și dedicare profesională. Este normal ca după 89 să avem un serviciu și să demonstrăm că suntem niște ființe inteligente, că putem conduce Uh, știu eu, colective, că putem să avem businessul nostru din care să trăiască o întreagă familie, asta nu înseamnă că trebuie să ne facem una cu serviciul și la nivel de comportament să ne transformăm în femei bărbați bine. Pentru că asta s-a întâmplat. Ne dorim această egalitate cu bărbatul, însă nu suntem egale cu voi. Suntem minunați amândoi și voi și noi. Noi atunci suntem frumoase. atunci când suntem iubite și când iubim, când, mai ales când ni se întorc sentimentele și găsim bărbatul care să ne ocrotească, să ne protejeze, să ne facă să ne simțim mici atunci când, când, când ne strâng la pieptul lor, atunci înflorim, nu-i așa? Ei, asta înseamnă complementaritate. Egalitatea merge să vină la serviciu, pentru că nu mi-ar plăcea să muncesc să fiu mult mai bine pregătită profesional, să muncesc mai mult, să, să rămân mai mult timp la serviciu, pe bani mai puțin doar pentru că sunt femeie, sau să-mi dispară locul de muncă, tocmai pentru că aduc pe lume un copil, și să nu mai fiu primită acolo. Pe, nu, hai să zic că nu pe funcția pe care am avut-o, dar la serviciul respectiv. Acum, noi, româncele, avem un noroc. Ne-am născut într-o țară unde femeia este respectată. Indiferent ce am spune, putem să dăm drumul unui business al nostru, putem să performăm într-o lume a bărbaților, cum spun mai mult decât atât îi spuneam lui Sorin mai devreme, că am cunoscut o doamnă ce conduce două balastiere și o deschide pe a treia. E adevărat că e ușor mai milităroasă, mai cazonă, însă poți face față într-o profesie masculină cu ușurință atunci atât timp cât ești foarte bine pregătită profesional. Însă, asta nu trebuie să știrbească din feminitate. Exact. Feminitatea înseamnă înseamnă tot ceea ce nu este bărbatul. De ce să-mi doresc în, în primul rând să intru într-o într -o luptă, așa am spunea o doamnă odată că dacă vrem să supraviețuim într-o lume a bărbaților, trebuie să luptăm cu armele competiția. lor. Nu, dacă-i e competiție, e bine. Folos... Cuvântul folosit a fost luptă. Războiul surd al sexelor. În toate asta. Și care luptă? Cine cu cine? Ce? De ce să te lupți? Și cine ar avea de câștigat? Exact. În primul rând, nu există luptă. În al doilea rând, să presupunem că există o competiție. Dacă ai pornit în această poveste cu armele, între ghilimele, lui, ești pierdută din start. De ce să ne dorim uh, structura emoțională a bărbatului, care este mental și vizual? De ce să ne dorim noi structura lui bărbatul este, e conștiința, e acțiunea? Noi suntem tot ceea ce. E, noi suntem tot ceea ce este în jur. De fapt, noi suntem. De ce trebuie să facem asta? În concluzie, acum 100 de ani nu existam, iar acum preexistăm. Armonia e binevenită în absolut orice. Uh, competiția între femeie și bărbați o dă conștientizarea a ceea ce ești, în primul rând, în viața de zi cu zi, iar profesional o dă cunoașterea, pregătirea profesională. Nu trebuie să te apuci să dai mâna cu ființă și să-i dizloci umărul din loc, neacceptând ajutorul pe care ți-l poate da un bărbat când îți deschide ușa la mașină sau când îți cară un bagaj. Sau să te transformi într-o cață din aia care să stai tot timpul cu gura pe el doar pentru că tu știi că ai dreptate, iar el este, vai mama lui, un neadaptat și neterminat, pentru că, să nu uităm, a fost crescut și educat de către o altă femeie și revenim la la o poveste gravă între noi, femeile, lipsa de solidaritate. A să crești băiatul, de exemplu, eu nu sunt de acord, deschid o paranteză, ca o femeie singură să conceapă un copil și să-și facă un copil pentru ea. Mi se pare cea mai drastică și cea mai urâtă formă de egoism. Ne gândindu-se nici o clipă, acea ființă extraordinară care îi dă viață are nevoie de ambele exemple exemplul patern și exemplul matern bineînțeles că într-un cuplu disfuncțional unde ea și el nu se înțeleg și intervine acele orgolii nesănătoase atunci e bine fiecare să-și vadă de, de viața lui da? pentru că cel care suferă iarătă este tot copilul și și acolo copilul devine monedă de schimb deci e, e urât în momentul în care alegi să faci un copil, trebuie să te gândești la binele lui și nu la avantajul tău. Și să-l faci și târziu, după 40 de ani, când nu mai ai suficientă răbdare și înțelegerea comportamentului lui și îl transformi într-un roboțel mărunt care, că, că, peste care proiectezi toate neîmplinirile și, și nefericirile tale. Eu chiar am o vorbă din parentaj luată, un fel de extensie uh, a propriilor extensie a propriilor dorințe și nevoi nesatisfăcute în copilărie. Da. Um, educația unui copil începe odată cu educația mamei. Noi, femeile, avem nevoie să conștientizăm cine suntem, ce suntem, care este forța și mai ales potențialul nu potențialul, puterea, forța noastră interioară, pentru că suntem niște munți de, de înțelegere și de răbdare. De ce să nu fim acolo în zona aceea? Sunt femeile care aleg să fie singure, pentru că au o menire la nivel de, de societate, la o menire la nivel de omenire și există acele femei care au muncit o viață întreagă și se trezesc pe la 45, 40-45 de ani că sunt singure. Și începe nefericirea. Și începe nefericirea, bineînțeles că nu o vor recunoaște, însă în grupuri restrânse recunosc că și-ar dori pe cineva lângă ele. Mm -hmm. Da, dar acei cineva au crescut educați de către niște femei a idoma lor, îi spuneam lui Sorin mai devreme, deposedați de însemnele masculine, fără forța interioară de a, de a se responsabiliza când este vorba de, 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 de familie. Pentru că bărbatul este cel ce protejează familia, o crotește, protejează, îi oferă siguranță, cu toate că există posibilitatea, după că de asta mă întorc în zilele noastre, Există posibilitatea ca ea, doamna familiei, să câștige mai mult decât el. Așa și care e problema? El are forța interioară de a o face pe ea să se simtă ocrotită și în siguranță asemenirea lui. Dar nu prea mai avem aceste modele și e destul de dificil. Pe de altă parte, o să mă o parte dintre bărbați cu toate că tații au alte păreri. Uh, Scoțându-se serviciul militar, băieții nu se mai întâlnesc cu acel an și jumătate de viață grea, viață grea, uh, sănătoasă. Nu mă refer la momentele de umilință pe care le uh, suportau de foarte și de multe traumă. ori. De da, da, Și da. de traumă, exact, da, da. Da, pe care le suportau de foarte multe ori, tot din cauza unor bărbați. Și mă întorc la educație. Totul se rezumă la educație și o. o o, o, o citesc de fiecare dată pe Mioara Roman, care asta îmi spunea. Mihaela, poți să pui toate întrebările de pe pământ și toate răspunsurile sunt valabile. Totul se rezumă la educație. Nelson Mandela, cea mai puternică armă cu care poți să controlezi sau să eliberezi un popor, este educația. Așa. Deci nu, nu vorbesc despre traumele și umilințele pe care le suportau băieții, sub comanda unor frustrați, pentru că de fapt despre asta era vorba, ci mă refer strict la serviciul militar care, din, din care ieșau bărbați, spate, pregătiți, pregătiți pentru orice, pregătiți să se trezească, disciplină, disciplină și organizare. Organizare, disciplină, voință și dezvoltarea acestei meniri a bărbatului pe care, care se regăsește în ADN-ul lui de a ocroti, de a apăra și de a, cum să spun, eu, a strânge sub aripa lui întreaga familie. E, e simplu. De unde se și hrănește cu echilibrul și cu tandrețea și cu confortul pe care îl, 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 are o îl, îl, îl poate aduce o femeie. Nu e nevoie să gătească. Ca asta, multe femei spun, a, eu nu stau acasă la cratiță. nu te pune nimeni să gătești. Există catering, ieși în oraș, poți să ai pe cineva care să spele, să facă curățenie, poți face lucrurile astea ca tu să te ocupi de profesie. Tu, nu, tu să te ocupi de profesia ta sau meseria ta, tu trebuie să te, ocupi, să te poți ocupa, să ai timp să te ocupi de copilul tău, pentru că înainte de orice, ești femeie, ești soție, ca să nu uiți că mama este cea mai importantă menire pe care o ai și să știi să fii soția. Pentru că el, bărbatul, când întâlnești un bărbat, niciunul nu-și dorește să aibă o femeie. Mamă, vreau să gătească ca la mama acasă. Nu. Vreau să am pantalonul călcat. Nu. Vrea să aibă soția calmă, caldă, iubitoare, alături de care să pornească în viață și cu care să se înțeleagă având ca fundație complementaritatea care generează într-un cuplu, într-un într -un univers micro, compatibilitate. Și acolo intervine maturitatea cu care ți alegi partenerul. Însă mă întorc. Îmi spunea prietena mea la un moment dat, în urma unui eveniment neplăcut, care strânsese multă lume în piața universității, mă, Mihaela, unde sunt femeile noastre? Mă? Unde mă măi, bărbații noștri să te poți baza pe cuvântul lui cu forță? Și bineînțeles că am sărit de popo un sus. Cum? Că femeile noastre sunt alea care ar face multe, dar trăiesc într-o lume a bărbaților și a, ăștia nu le dau voie. Și mi-a zis tu să taci. Pentru că uh, uh, bărbații ăștia despre care tu vorbești așa sunt soții, copii, nașii, unchi, iubiții, uh, tații, verii, ai noștri crescuți și educați de către alte femei. Și totul se... Asta este menirea și datoria noastră principală. Ori nu facem copii deloc, poți să ai această alegere. Este alegerea ta. Dar parcă e păcat din moment ce tu ai ales să vină această existență femeie, că dacă ar face copilă și femeia și bărbatul, ok, nu fac eu, face el. Hai, fă tu și eu. Dar doar tu ai această... Mi se pare că e miracol. Ești binecuvântată de Dumnezeu să, 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 poți aduce, să creezi, da, împreună cu, cu, elul vieții tale, totul se dezvoltă în pântecul tău. Tu aduci pe lume copilul, nu el. În tine se formează și se plămădește, nu în el. Ori tu nu mai faci asta pentru că, pentru că ce, vrei să trăiești ce? Vrei să ce? Să nu știi de ce. Ajungi la bătrânețe și îți faci copilul la bătrânețe sau îți pare rău că nu l-ai avut. Da? Deci ce să-ți spun despre femeie? Trăim într-un într într moment social și istoric în care ea are posibilitatea, și mă refer strict de, de realul acesta, vorbesc despre România, ea are capacitatea de a alege să facă orice își dorește, însă, Face alegeri greșite. De ce? Nu știu, poate că din, dintr-un model matern nefericit, dintr-un model al familiei ei mai întunecat, bunul Dumnezeu știe. Nu pot să-mi dau seama. Suntem cumva și tributari și asta ar trebui, de fapt, să. și acest aspect să-l înțelegem: că suntem tributari familiilor noastre de proveniență și că. Așa cum am spus-o de fiecare dată, noi ca, pe noi ca adulți cumva ne definesc tiparele relaționale din copilărie. Acel copil interior care câteodată... Da, nu numai că... că știi care e chestia. Sorry. Se împarte totul în două. Ori urmezi voluntar sau involuntar modelul din copilăria ta și întâmplarea face că te transformi într-un soi de mama ta și alegi Uh, înțelegi ca partener modelul tatălui tău, ori refuzi și te îndepărtezi și alegi exact opusul care poate nu-ți priește și nu ai capacitatea și maturitatea argumentată a, a hotărârii pe care o, iei, o faci atunci când îți alegi partenerul. Cred că asta ne lipsește, așa cum vorbeam despre că, uh, faptul că ne lipsește ne lipsesc informații în domeniul comunicării, unde suntem deficitari. Uite te și tu, că unul dintre motivele pentru care au loc divorțul este faptul că oamenii nu mai pot comunica, nu că nu pot să-și vorbească. Pot să-și vorbească, însă depinde cum. Și mă întorc la comunicarea non-violentă. Cum e important pentru tine, cum îi te adresezi partenerului tău ca să nu-l rănești sau ai devărsat ceva și torni? Da? E, Același lucru se întâmplă. Ne lipsesc informații legate de felul în care relaționăm. Eu cred că aici e o problemă. Și e tot, mă întorc la femeie, tot de noi depinde asta. Grația, blândețea, cuvântul frumos, căldura, toate sunt în zona feminină. O femeie, că spuneam mai devreme că manifestarea energiei feminine este cea care generează transformarea o femeie, poate să schimbe energia familiei ei prin exemplu personal. Pentru că el, soțul, este, este stâlpul. Da? Este stâlpul și este conștiința. Da? Însă eu sunt tot felul de energii care, care pot modula și modela uh, manifestarea energiei masculine. Nu dorindu-mi să-l schimb, pentru că asta e marea problemă, ci generând un fel de dorință de transformare a lui. El să-și dorească să fie mai bun, pentru că vede că e atât de, atât de mult bine și frumos în familie. Bineînțeles că există și certuri, bineînțeles că există disconfort și părerile sunt diferite, însă depinde cum gestioneze acele momente. Și ăla este, este, aia este situația în care... Ea este cea care poate să gestioneze mai bine. A, e adevărat că noi suntem și mai rele de gură, cum se spune, noi femeile avem. Noi nu avem gură, avem clanță, așa ni se zice că noi avem clanță. Uh, simțul umorului este foarte important în toată povestea respectivă, fie că vine din partea lui, fie că vine din partea ei. Mi-ai pus foarte multe întrebări și ai ridicat foarte multe uh, subiecte. La început și nu mai aduc aminte toate. Am vorbit despre statutul femeii și despre faptul că plătește un preț acum. Exact, asta și trebuie e un lucru să fie da. conștientă de asta. Fibroame la fetițe de șapte ani, 12 ani, boli care apar înainte de vârsta de 45-50 de ani, Aceste, to toate apar pe un sistem imunitar scăzut, care vine din cauza um, mulțumirii interioare. Și această, această, acest curent în societate de competiție, de să te întreci cu cine. E un soi, e, de, e un soi de, polarizare, cum anonțele. spuneam noi, polarizare a, a rolurilor. masculine. Sau depolarizare, probabil. Da, adică de ce să-mi doresc... Nu e vorba numai despre asta, sorry. E, e legat de, 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 de ce-ți dorești în viață. Bine, Acum, hai să fim serioși. La concluzia asta am ajuns și eu după o, o anumită experiență de viață și după la o anumită vârstă. Când... Dar parcă nici înainte nu-mi doream tot felul de obiecte foarte scumpe, tocmai pentru a face parte dintr-o societate sau dintr-un sentiment de apartenență la o gașcă, la un grup de, de influență. Parcă n-am fost așa. Nici acum nu cred că sunt așa. Adică acum nu mai sunt deloc așa, departe de mine. De asta cred că și îmi place, stau aici în colțișorul meu și din când în când mai ies, pentru că mi-am dat seama că este cu totul și cu totul altceva important în viață. Frumusețea structurii și frumusețea naturii umane. Și să creezi oameni frumoși și să generezi frumusețe în jurul tău. Da, asta e. Fiecare cum, cum gândește și la ce se raportează. Însă, repet, tot ceea ce trăim la nivel de somatizare, la nivel de boli în câmpul fizic, uh, sunt din cauza, nu se datorează, da, atenție, sunt din cauza uh, vieții agitate pe care o trăim. Și, a, <coughs> și, aș mai aș adăuga, ce? și aș mai adăuga, eu cred și am vrut mai devreme, pentru că ai mai pomenit acest lucru. Și dintr-un soi de lipsă a limbajului iubirii. Da, păi când am spus că o femeie are nevoie de iubire, că mulți spun și un bărbat respect are nevoie și așa de iubire. mai departe. Da, bine, nu, dar vorbesc despre altceva. Vorbesc despre ce zice, ce spuneam eu mai devreme, că ce, ce caut o femeie la, bărba, la un bărbat? Bineînțeles că este și invers, pentru că iubirea este cea care pe care femeia o împărtășește în mod deosebit, dar în, în, în zona asta de iubire intră și respectul și încrederea și când Aprecierea, iubești un om, apreciere, valorizare, apreciere, validare, uh, admirație uh, și, și verbalizare, uh, 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 să spui ceea ce simți și ce gândești, nu că îi spun că îi cresc coarne, nu i spun că, mie, că șoia, în cap. șoia în cap, și prostii da. sunt astea. Simți că iubești, spune. Ceva nu-ți place, cu mult tact, spune. Pe principiul tonul face muzica. Admir ceva, spune, încurajează, validează. Atunci simte când omul are nevoie de încurajare. Dar pentru asta e nevoie să fii prezent atât în tine cât și în cuplu. Să fii o prezență nu doar fizică, ci să fii prezent constant în, în energia cuplului. Și atunci simți fiecare gest care vine din partea partenerului tău de nemulțumire sau de îndoială sau de neîncredere sau de reținere sau când e mai de, de însingurare, le simți. da iubirea e ce este Dumnezeu? Lumină și iubire. În, acest, în acești doi termeni intră tot, tot e și să nu fi capabilă să-ți încurajezi bărbatul când el pentru femeie este în stare să... De ce voinicii? Muzele și artele sunt ele, iar voinicii și prâslea și cu merele și cu salată din grădina ursului și cu hara palm, și cu toți voinicii. Sunt voinici. Ei au pornit să cucerească. Ei s-au dus să aducă darul fără de preț pe care și l-a dorit iubita lui. Și despre asta e vorba. Ști, mă, așa gândeam... suntem construiți, așa suntem. Degeaba vrem noi să schimbăm. Degeaba vrem. Și cu cât dorința de schimbare e mai mare și pornim pe drumul ăsta, cu atât plătim niște prețuri foarte greu de dus. Da. Voi să spui ceva? Mă, da, mă gândeam, în timp ce te asculta, mi-a venit o altă idee și am făcut așa un fel de. Hai să-i spunem în paralel. Știi că se spune, în iubirea romantică, sunt niște faze ale relației: relația fiind și ea un organism viu, așa cum suntem noi și supus cumva schimbării de-a lungul vieții, relația se schimbă și oamenii se schimbă. Și mă gândeam așa. La început există perioada aceea de, o numesc eu, furtună hormonală. Da, îndrăgostirea, emoții, nu vezi defectele. Ce celuilalt. faină e? Frumoasă, 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 dar și cumva uh, credulă și naivă. Pentru că chiar dacă. Fă vezi, fundație, fără fundație, fără fundație, are fundație. Chiar dacă femeia sau cei doi, protagoniști ai relației, uh, văd defectele la celălalt, uh, vine următoarea replică. Uh, nu nu mă, eh, nu mă deranjează Nu știu Și-a lăsat șosetele Hai să fim serios Sau cum e mitul ăsta Al capacului de la wc Pe care tot aud Și multe, hai multe Hai să așa. punem și la femeie Aică, uite, Hai că uite Toate vin și... pe spinarea bărbatului Dragul de el El nu strânge șosetele El nu lasă capacul de la wc Părul din chiuvetă Pe care îl lasă femeia Șmacurile Astea de make-up Faptul că îi face ordine Se bagă acolo în, în a faptul că vorbește într-una, sunt tot felul de lucruri Bun. și ale noastre și ei ne suportă. E, și ceea ce la început ai trecut cu vederea, și astea sunt conforme cu studiile științifice, psihologice, ceea ce ai trecut cu vederea la început, în primele luni, în primul an, în, în, în iubirea romantică, în debutul relației, exact lucrurile aia te vor deranja peste ani de zile. Când nu vei mai fi la fel de dispus sau de dispusă să treci peste ceea ce treceai la începutul relației. După care vine lupta pentru putere. Cine are dreptate? Cine are ultimul cuvânt? Și câteodată e am... mai mare stupizenie. Și da. câteodată am senzația că această luptă pentru putere, pentru a avea dreptate pe care cei doi și-o dispută cumva în relația de cuplu, la nivel micro, hai să ăsta să-l numim nivelul micro, Probabil că asta regăsim la nivelul macro al societății. Pentru că eu am senzația, senzația acestui. Am, am, S-a spus că îmi place această sintagmă mai devreme, uh, războiul surd al sexelor. Da? Uh, misoginism versus misandrie. Uh, ce mă deranjează pe mine este faptul că. O femeie frumoasă nu poate fi deșteaptă din punctul de vedere uh, al bărbatului. Acum, nici n-am venit noi cu foarte multe dovezi, dacă mă întrebi. Da? Uh, de foarte multe ori, și astea sunt cazurile, și uh, uh, care au fost publicate și mediatizate, ar, femeia. Pentru că ea este ispita, da? Asta spuneam că bărbatul e vizual și mental, a ajunge în anumite funcții altfel. Nu prin cunoaștere, nu prin uh, verticalitate, nu prin feminitate, ci prin, uh, o, o, -o altă, prin alte metode. Și atunci s-a format acest, uh, cum să spun, această ștampilă care îi este pusă femeii. Dacă ești frumoasă, n-ai cum să fii și deșteaptă. Și dacă ești deșteaptă, trebuie să fii hâdă, balcâză și așa mai departe. Acum, ce v-am spune că aceste gen... A, și asta s-a perpetuat ce mă deranjează pe mine? Tot, și mă întorc la mediatizare, s-a perpetuat ca modele care vin chiar din partea femeii pentru aceste generații, din partea femeilor pentru generațiile următoare. Adică, fetele tinere își doresc uh, căsnicii facile cu bărbați cu bani sau uh, pentru că sunt frumoase, au un corp pe care pot să-l pună la bătaie. Deci, până aici, argumentele sunt, uh, cum să zic eu, merg în, în balanța târnă spre zona aceea de, pă, da, să-și mai folosească și altceva decât. Uh, uh, Trupul. Acum mergem pe partea cealaltă. Femeia care este inteligentă și despre care se spune că nu-i tocmai frumoasă își schimbă comportamentul. Nu rămâne la, la zona aceea de feminitate pentru că nu știu de ce. Nu pot să-mi dau seama de ce. Uite, am să-ți dau un exemplu de femeie pe care am admirat-o extraordinar și n-am mai văzut-o de multe vreme în, în media românească. O femeie pe cât de feminină, pe atât de puternică, pe atât de inteligență și, de inteligentă și cu un farmec personal fabulos. Mari Ros Mi-a fost exemplu și model în existență tocmai pentru acel fel natural, autentic, inteligent de a-și spune punctul de vedere nefiind sub nicio formă ca zonă militaroasă, spunând lucruri bine argumentate și niște lucruri foarte dure. Însă ne încercând să latre, spun, fiu fermă, nici ne încercând să fie, să, să, se prelingă pe microfon. Ființa aceea pentru mine este și va rămâne modelul de, de femeie inteligentă, frumoasă, care poate fi oricând într-o zonă de conducere, de exemplu, fără a-și fi pierdut feminitatea. Și am mai avut un model extraordinar, Mona Muscă, care a dispărut din motive, bunul Dumnezeu știe de ce, pentru că mulți alții ai idoma ei continuă să rămână în zona respectivă, având tinichele de coadă mult mai mari și uh, da, a, a, femei care și-au păstrat feminitatea și au ajuns în niște zone deosebite Și exemplele că Cred că pot continua Uite, Astea mi-au venit în minte Tot mai provocat Mai, mai mă gândesc Mi-a venit acum în minte un astfel de exemplu Cu foarte foarte mulți ani în urmă Am cunoscut-o Nici nu mai știu dacă trăiește în România Soția Lui Emil Hurezeanu Ruxandra... să nu, Ruxandra, Ruxandra, Ruxandra am cunoscut-o. Ruxandra Curezeanu, la fel, este o foarte uh, uh, bună femeie de afaceri, are brandul ei, are, are businessul ei. E fantastic cu câtă feminitate poate să conducă businessul acela care este la nivel, iată, internațional. Produsele cosmetice nu le dăm numele, cu toate că n-ar avea niciun fel de așa. Da, da, Ruxandra Hurezeanu, ai dreptate. O, o un alt model deosebit. Ei, ce facem? Ce facem? De ce trebuie să ne ducem în zona aia? Însă mă întorc la ceea ce spuneam la început. Totul ține de educație. Absolut tot. Respectul pe care îl poți semenului tău, respectul pe care îl acorzi bărbatului, respectul pe care ți-l porci tu ție. N-ai cum să fii văzută cu demnitate și cu respect de către cei din jur când tu, tu nu-ți acorzi atenția și respectul respectiv. E Ne întoarcem la morții aia care au emis tot felul de axiome, al de Gandhi, că dacă vrei schimbare în jurul tău, fi tu schimbarea, sau un Mandela, sau uh, Eleanor Roosevelt, sau mai știu eu care. Asta este. Cred că ar, cred, tot... Te tot de noi depinde. Să știi că eu cred. Vorbisem cu cineva mai acum câteva zile și îmi spunea că este iritată de expresia eu cred, dar nu pot altfel. Mi-a venit în minte. Părerea mea este că sănătatea acestei societăți, și mă refer strict la societatea românească, se va îmbunătăți în momentul în care femeia își va face datoria pe de-a întregul. Datoria aceea, menirea care i-a fost dată. Aceea de a educa, de a educa, cum să zic eu, pentru că femeia ar trebui să aibă vocația educării, vocația împărtășirii cu, cu căldură și cu, cu dragoste. Așa că, ce să spun? Fiecare în jurul lui face ce vrea. Eu am ales și Pentru că, acum când vorbesc cu tine și când vorbesc cu voi, vorbesc după ce am trecut prin, prin femeia fetiță, prin femeia copil, prin femeia bărbat bine, prin femeia care a conștientizat, de fapt, care este rolul ei, prin femeia care a ales să, să fie ceea ce este ei dat să fie, femeie. Și, și nu-mi place, iar, ca... Vezi că tot timpul vorbim, femeia e așa, bărbatul e așa, suntem oameni diferiți, însă, la nivel de tare comportamentale, sunt identice. Lipsa de respect față de bărbat, vers, slash, femeie, lipsa de, de capacitate de a comunica liniștit, calm, dorindu-ți să transmiți, nu dorindu-ți să ai dreptate, ci dorindu-ți să te faci înțeleasă. Nu dorindu-ți orice chip să impui punctul tău de vedere. Dorință de control și de verificare și de. să poți să dai ră... libertatea individului de lângă tine, să fie el însuși. Pentru că, de fapt, pentru asta am, au murit niște oameni. Pentru in... libertate. Și tocmai noi, la nivel micro, la nivel de familie, cum să zic, îngrădim libertatea individului pentru că. E unul dintre motivele pentru care se despart foarte multe cupluri. Când unul își dorește cu tot din adinsul să controleze și să verifice tot ceea ce face partenerul de viață, Dar e cel mai stupid lucru. Și eu l-am făcut, de asta vă spun că e stupid. Nu vorbesc din cărți. Vorbesc din greșelile pe care le-am făcut într-un anume, anume moment al existenței mele. Da? Învățăm. Greșim, învățăm, conștientizăm. Important este să ne dorim să știm cine suntem cu adevărat, ce vor femeile și cine sunt femeile. Sunt niște ființe extraordinare, complexe, însă nu complicate, care în anumite momente ale lunii, din cauza unui tumult hormonal care doar nouă ne-a fost dat ca să aducem copii pe lume, suntem puțin mai emoționali. Dacă stau în mine și mă gândesc, și voi băieții aveți uh, problemele voastre legate de uh, lupta pentru masculul alfa care se dă în societate și între voi băieții și recunoașterea profesională. Mai că, vedeți, subiectul de discuție mai tot timpul este femeia. Poate tocmai pentru că are o luna ei, luna martie. Dacă poate ar avea și el bărbatul o luna lui... Toate că mulți ar sări acum cu gura și ar spune Da, tot anul este al vostru Nu stau lucrurile chiar Asta e E uite, întâmplarea face că imediat după ce terminăm această campanie De vorbă cu femeia din tine Va urma o campanie dedicată bărbatului Ce-mi place, ești minunat Sunteți atât de frumoși și repet Sunteți motivul pentru care noi înflorim dacă sunteți capabili să fiți motive ca să ne faceți pe noi să înflorim, pentru că dacă sunteți, a, a, ajungeți să fiți mă întorc, educați de către niște femei masculine ca zone care se transformă în niște cloști, ne lăsând bărbatul să se dezvolte în toată forța testosteronului lui, atunci probabil că avem toate motivele să bombănim pe la colțul de stradă că... Hey dar îmi place ideea ta mult. Știi, știi, știi ce, ce mi se pare interesant și cu asta uh, încheiem? Mi se pare interesant un lucru și discutând cu, cu invitații, discutând cu tine, uh, normal că vin idei, e, e, e firesc. Și mă gândeam ce bine ai punctat tu apropo de uh, și acești bărbați de la care femeile au așteptări și care își doresc la începutul unei relații, lasă că o să se schimbe, dacă nu o să-l dau eu pe brazdă, nu gândesc că acești bărbați sunt crescuți de niște femei pe care aceste tinere soții nu le agrează. Nu le agrează și nu se gândesc că, de fapt, vor ajunge probabil într-un punct, pentru că viața te schimbă. Și dacă femeia respectivă, mama soțului meu, la 20 de ani, 25 de ani, era într-un fel și la 50 sau la 60 de ani s-a schimbat și a devenit altfel, pentru că asta este, vârsta ne mai și schimbă, s-ar putea și eu, nu o pe acea femeie, pentru că s-ar putea și eu să am o parte din comportamentul acelui, din comportamentul acelei femei în relația mea cu propriul meu copil, dacă am să zicem mai mult, Mai mult decât atât, nu, ce, ce ne lipsește nouă? Să ne educăm băieții ca pe viitorii soți ai altor femei. Să ne educăm băieții să se comporte cu toate femeile de pe pământ. Așa cum ne-am fi dorit noi să se comporte soții noștri cu exact. noi. Exact. Exact. Avem această capacitate, dar nu o facem exact. pentru că baza este egoismul, orgoliul și vanitatea. Asta e. Uh, uite cum l-a crescut, asta se ducă la Fisul că l-a crescut. Tu, dacă vei avea un bărbat, te vei transforma în soacra ta și să există posibilitatea să-ți crești fiul la fel. Asta este. Ia, soacra, nu înțelege că că băiatul a crescut, s-a transformat într-un bărbat și trebuie să se desprindă de poalele ei, să taie cordonul umbilical și să lase să, să se manifeste în toată forța și frumusețea lui masculină într-o familie. Exact. Iar ea, Nora, nu pricepe în luptul capului că mai devreme sau mai târziu se va transforma și ea, dacă va avea un, și și dacă va avea fată. Cred că va trebui să-și educe fata în așa fel încât să știe, la rândul ei, cum să respecte bărbatul și cum să se respecte între ei. Repet, nu există competiție, există și egalitate, există o, 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 o complementaritate fantastică, fantastică, dacă știm să o vedem, dacă știm să renunțăm la orgolii. Băieții, bărbații iartă cu mai multă ușurință, trec peste. Peste uh, defectele femeilor cu mai multă ușurință. Noi avem probleme. No, pe noi, ne, ne stă în gât dacă nu spunem. <laughs> Dragii noștri, yeah. am vorbit astăzi uh, despre energia feminină, despre arhetipuri, despre ce înseamnă să fii femeie în cadrul campaniei de vorbă cu femeia din tine. Am venit și cu o recomandare de carte în apărarea drepturilor femei de Mary Wollstonecraft, o carte publicată în colecția Cogito a editurii Herald și a fost alături de noi Mihaela Tatu, coach, trainer de comunicare. Îi mulțumim din suflet pentru că de fiecare dată răspunde cu generozitate cu altruism și cu foarte multă receptivitate la invitația noastră de a realiza aceste materiale, aceste clipuri pentru dumneavoastră, dragi cititori. Noi ne dăm întâlnire la o nouă ediție a rubricii Cărți deschise pentru minți deschise în cadrul campaniei de vorbă cu femeia din tine. Mihai Tatu, mulțumiri din suflet! Eu îți mulțumesc și pentru invitație și să știi că dacă sunt prezent aici, asta înseamnă că spune ceva despre tine. Așa că, dragi spectatori, nici măcar nu știu cum să vă numesc telespectatori, cititori. spectatori, abana cititori, uh, uh, are un merit, Sorin Lucaci, așa că uh, să rămâneți alături de el. Să Cum se rămâna. spune, stați pe, stați pe, aproape. stați pe aproape O seară, o zi frumoasă și un să timp rămâna. de calitate Mulțumesc din suflet, dragii noștri Ne dăm întâlnire, așa cum spuneau la o nouă ediție A rubricii cărți deschise pentru minți deschise Până atunci să aveți o zi binecuvântată O zi minunată și lectură plăcută La revedere, numai bine!